Vreau să răspund la următorul mesaj pe care l-am primit. Dau citire. Vreau să vă întreb despre nașterea din nou. Am făcut botezul anul trecut și încerc să meditez la ceea ce este scris în Biblie și să înțeleg mai bine cuvântul lui Dumnezeu, dar mă lupt continuu cu unele stări de neacceptare a unor oameni, cu perfecțiunea, cu stări de mânie pe care încerc să le controlez. Ce pot să fac în cazul acesta? Și încerc să-mi țin vorbirea sub control, să nu spun lucruri care nu le gândesc înainte. Mi se întâmplă destul de des să vorbesc și apoi să-mi pară rău. Aș vrea să fac ceva în privința aceasta. Îmi puteți recomanda unde pot găsi în Biblie un răspuns la întrebări? Da, vă pot recomanda. Deci dacă v-ați botezat aproximativ cu un an în urmă, înseamnă că sunteți un prunc în credință. Și iată, epistola întâia a lui Petru, apostolului Petru, a fost scrisă tocmai pentru cei care sunt prunci în credință, oameni care de curând s-au întors la Dumnezeu. Și în epistola aceasta vreau să urmărim câteva sfaturi, câteva îndemnuri pe care le dă apostolul Petru destinatarilor. În capitolul 1, începând cu versetul 13, el spune așa: de aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Deci primul lucru care le spune să-l facă aici, primul îndemn, este în versetul 13, le spune să-și încingă coapsele minții. Pentru omul din vremea noastră și mai ales din România sau din Moldova, este greu să înțeleagă fraza aceasta, încingeți-vă coapsele minții. Pentru că acolo, în Orient, în vremea aceea, cum ați văzut și în filme, oamenii din regiunea aceea, bărbații, ei în mod obișnuit poartă o haină lungă. O haină lungă care arată ca o rochie lungă din marea noastră. Însă atunci când este nevoie să meargă, când este o stare de alertă, când va trebui să lucreze sau să alerge sau ceva, deci când este vorba să fie într-o stare de alertă, gata pentru a întâmpina un pericol sau ceva, ei își încingeau coapsele prin faptul că haina aceasta o strângeau într-așa un fel încât dintr-o roche așa lungă ea se transforma într-un fel de pantalon. Și în felul acesta ei erau gata pentru a întâmpina, deci erau în stare de alertă. Așa ne spune nouă că trebuie să facem cu mintea noastră. Ca un prunc născut de curând, el zice, trebuie să ne încingem coapsele minții noastre. Deci mintea unui credincios trebuie să fie în stare de alertă. Mintea unui credincios trebuie totdeauna să știe că suntem încadrați într-o luptă spirituală și în lupta aceasta spirituală noi trebuie să fim gata să dăm un răspuns corect, bun, unul după Biblie. Și iată, mai departe spune așa, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în carul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Versetul 14, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință. Deci când nu-L cunoșteam pe Domnul Iisus Hristos, când nu eram creștini, când nu eram născuți din nou, noi eram controlați de plin de poftele firii noastre pământești, eram controlați de plin de satana, însă iată, acum nu mai este așa, acum noi îl cunoaștem pe Dumnezeu, acum avem Duhul Sfânt în noi și de aceea acum trebuie să învățăm să nu ne mai lăsăm târâți în poftele pe care le aveam altădată. Altădată eram neputincioși împotriva firii noastre păcătoase, poftelor firii noastre păcătoase. Acum nu mai este așa. Acum avem Duhul Sfânt, avem puterea ca să stăm tari și să nu ne mai lăsăm târâți în poftele pe care le aveam altădată. Și apoi zice, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, ne-a chemat Dumnezeu. Fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Orice creștin trebuie să fie foarte conștient că din momentul nașterii din nou, până când vom intra în împărăția lui Dumnezeu, până atunci merge procesul acesta care este numit sfințirea noastră. Un proces de sfințire, de creștere spirituală și de la noi se cere să fim sfinți și să fim sfinți în toată purtarea noastră, așa cum este Cel care ne-a chemat.
Apoi, zice, dacă chemați ca tată pe cel ce va judeca fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Restul vieții care ne-a rămas nouă, de la nașterea din nou până la intrarea în împărăția cerurilor, este pribegia noastră pe acest pământ. Și de aceea, în timpul acestei pribegii, noi trebuie să ne purtăm cu frică de a nu păcătui, cu frică de a nu devia de la calea aceasta sfântă pe care am intrat noi. Căci spune aici mai departe, știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de vețuire pe care îl moșteniseți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al Domnului nostru Iisus Hristos. Versetul 23 spune așa: deci, ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții, din toată inima. Și, capitolul 2, versetul 1, lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire, lucruri pe care le-am avut altădată, în care am trăit altădată, spune categoric să le lepădăm toate aceste lucruri și zice ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat pentru ca prin el să creșteți spre mântuire, dacă ați gustat într-adevăr că este bun Domnul. Acum, dacă ziceți că aveți un an de când v-ați întors la Dumnezeu, sunteți un prunc duhovnicesc. Când se naște un om, ia timp în omul acesta deprinde să stea așezat la început, cu greu ține căpușorul, apoi cu greu învață să stea așezat, apoi învață să stea copăcel, apoi învață a merge. Ia timp toate acestea și se cere un efort de la el, de la cei din jurul lui, și așa ajunge să crească. Exact așa spune niște prunci născuți de curând. Ca niște prunci născuți de curând este important să doriți laptele duhovnicesc pentru ca așa să creșteți, zice. Care este laptele acesta duhovnicesc? Este cuvântul lui Dumnezeu, cercetarea profundă a cuvântului lui Dumnezeu. Dacă nu doriți cuvântul lui Dumnezeu și dacă nu vă alimentați corect, dacă un copil nu se alimentează corect, el va rămâne rahitic, va rămâne bolnav, el pentru restul vieții va rămâne invalid, nu va putea merge, nu se va putea deplasa bine. Ei, exact așa și un creștin. Ca să aibă o creștere duhovnicească bună, o creștere spirituală bună, el trebuie să cerceteze cuvântul lui Dumnezeu, să-l studieze profund. De aceea, dragul meu, draga mea, investește în studierea profundă, foarte profundă a cuvântului lui Dumnezeu. Nu te uita că în biserica unde te-ai oprit, poate o jumătate nici n-au citit Biblia în întregime. Trist, este un fapt foarte trist pe care îl constatăm în zilele noastre. Nu te uita la aceasta. Caută să studiezi profund Biblia și nu te mulțumi cu citirea câtorva capitole în zi. Studiază profund, studiază continuu, pentru că acesta este laptele duhovnicesc pe care trebuie să-l mănânci, să-l asimilezi, și laptele acesta duhovnicesc, prin el vei crește spre mântuire, vei crește în sfințenie, vei avea putere ca să lepezi orice răutate, vicleșug, prefăcătorie, pismă, clevetire, orice alte lucruri care le-ai avut altădată, în care ai trăit altădată. Și să mai spun un lucru important pe care nu-l înțeleg mulți oameni. Nu este suficient doar să citești Biblia sau doar să o studiezi. Pentru ca să ai creșterea spirituală, trebuie să aplici ceea ce este scris în Biblie. Și când ajungi la partea aplicativă, acolo este greu să faci așa cum te învață Dumnezeu. Dar fă așa. Fă toate lucrurile așa cum îți spune Dumnezeu. Atunci când îți spune să-ți ceri iertare, mergi să-ți ceri iertare. Atunci când spune să întorci anumite lucruri care nu ți aparțin, întoarce-le. Atunci când îți spune orice îți spune Dumnezeu să faci, să procedezi, să te smerești, să asculți, fă așa cum te învață cuvântul lui Dumnezeu și atunci vei avea creștere spirituală. Altfel, vei deveni unul insensibil sau una insensibilă, cum sunt foarte mulți oameni, mulți oameni care vin la biserică și ei s-au învățat să fie foarte insensibili la cuvântul lui Dumnezeu. Fariseism adevărat, asta i-a luat-o acesta fariseilor de care trebuie să ne păzim. Domnul Iisus i-a avertizat pe ucenici și le-a spus: păziți-vă de aluatul fariseilor, care credeau că sunt foarte spirituali, credeau că sunt la cea mai înaltă înălțime, disprețuiau pe alții în jur, însă ei disprețuiau cuvântul lui Dumnezeu și nu vroiau să-l aplice. De aceea, dragul meu, draga mea,
dacă vrei să ai creștere spirituală și să depășești toate aceste stărpi care le ai. Vezi, cuvântul lui Dumnezeu spune, lepădați orice revărsare de răutate, clevetire, pismă, vicleșug, sunt lucruri în care ai trăit altădată și ele atât de tare s-au prins de tine că este greu să te dezlipești de ele acum. Dar, ca să te dezlipești de ele, trebuie să dorești laptele duhovnicesc, să studiezi cu profund Sfintele Scripturi, să cunoști Sfintele Scripturi și să aplici totul și aplicând vei crește spre mântuire. Vei crește spiritual, vei crește duhovnicește, vei putea să depășești stările acestea pe care le ai și creșterea ta neapărat va fi văzută și de alții, va fi văzută și de tine și Dumnezeu te va folosi pentru lucrări mari, te va folosi pentru mântuirea altora. Deci începe în mod de urgență să studiezi Sfintele Scripturi și să aplici tot ceea ce înveți. Cred că ești membru la o biserică, sunt sigur, dacă nu, neapărat trebuie să fii membru la o biserică. Și acolo în biserica aceea, când pastorul face chemare la slujire, când pastorul predică, când pastorul îndeamnă, spune anumite lucruri să le faci, urmează învățătura și conducerea acelui pastor. Dacă nu urmezi, nu vei avea creștere spirituală. De aceea mulți creștini nu au creștere, de aceea bisericile nu cresc. Creștinii nu cresc spiritual pentru că ei nu urmează pe conducătorii lor duhovnicești, nu vor să asculte de ei și din pricina aceea. Asta pentru că creștinii nu ascultă, creștinii nu lucrează, nici bisericile nu cresc. Tu nu te potrivi lor, nu te uita după mulțime. Alege să asculți de Dumnezeu, alege să asculți de cuvântul lui Dumnezeu și de cei pe care i-a pus Dumnezeu să-ți fie păstori duhovnicești, să te învețe din cuvântul lui Dumnezeu, să îți administreze acest lapte duhovnicesc, să ți-l dea. Primește învățătura, fă așa cum este scris și Dumnezeu te va binecuvânta și vei avea creștere spirituală și creșterea ta spirituală va fi văzută de toți. Dacă nu știi cum să studiezi Biblia, adresează-te nouă, scrie-ne nouă și îți vom trimite cu bucurie manuale de studiu biblic ca să înveți a studia Biblia, să înveți disciplina aceasta de a studia Cuvântul lui Dumnezeu și să studiezi Biblia în așa fel ca acest studiu, acest timp investit în cercetarea Scripturilor să-ți aducă creștere spirituală. Spune-ne și te vom ajuta neapărat. Iar dacă locuiești în Chișinău sau în apropierea Chișinăului, te invităm la Biserica Bunăvestirea pe care o păstoresc și unde avem multe grupe de studiu biblic pe la case, avem grup de studiu biblic și la biserică. Te invităm ca să te alipești nou în grupele acestea și împreună cu noi să creștem spre mântuire toți. Dumnezeu să te binecuvânteze și să ai o zi frumoasă în continuare. Pace multă!